Spansdar, vă spun că tot în compania unui bărbat celebru a fost surprinsă și vedeta despre care vă vorbesc și acum am răspunsul la absolut toate întrebările, pentru că Iuliana Beregoi ne spune totul în exclusivitate despre viața ei sentimentală. Ce zice celebra artistă despre relație? Vedem chiar acum. Ce viață personală, că artistele nu au familie, că nu au viață personală. Chestii foarte nașpa, care pe tata puțin l-au descurajat, dar el a fost în continuare alături de mine și a vrut să le demonstreze opusul la ceea ce ziceau ei. Exact, și mă gândesc că nu a fost tocmai simplu pentru ei. Ai zis că pe tine te iubești, fanii ți iubești, există și o altă persoană specială pe care o iubești, dacă o altă de iubire. Dacă să există, să vă anunț neapărat. Deci încă nu. Încă nu, îți dai seama că mai... Am și eu crush, să zic așa. Recunosc. Crush cunoscut ceva. Și cunoscut am, Justin Bieber. Pe cineva în viața mea personală încă nu am, dar când o să am și o să fiu pregătită să fac asta public, neapărat o să fac. Da, îndrăgostit ai fost o dată. Eu consider că oamenii se îndrăgostesc o singură dată în viață. Și pot să zic că nu am fost îndrăgostită. Și o să-mi dau seama de îndrăgostită probabil după ce mă căsătoresc, fiindcă până la urmă ne îndrăgostim o singură dată în viață, asta e părerea mea. Și de persoana crezi cu... în ideea asta de căsătorie? Adică visezi că o să te căsătorești într-o zi la un moment dat, că o să fii mireasă? Normal, dar e prea departe în momentul ăla, dar da, normal. Dar încă... dacă ar fi să ai pe cineva, cum ar trebui să fie, nu știu, băiatul ăsta așa? Cum ar trebui să fie, să spunem, partenerul ideal sau nu neapărat ideal, perfect pentru tine? Nu am ceva, nu mă gândesc la aspectul fizic neapărat sau că am eu vreun ideal. Mă gândesc doar să mă respecte, să mă iubească și să-mi accepte cariera. Asta v-am să spun, că poate fi câteodată destul de dificil să găsești pe cineva care să și înțeleagă să iubească, ceea ce faci. Exact, și să mă iubească pe mine pentru cine sunt eu, nu pentru carieră.